se intonează imnul național al României și ridicarea acestea pe Qatar. Înalt preasfințite părinte arhiepiscop Ioachim al arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, preasfințite părinte episcop Andrei al episcopiei Covasnei și Harghitei, stimate autorități centrale, județene și locale, stimate domnule Sorin Ailenei, reprezentant al instituției prefecturii Bacău, stimate domnule primar, viceprimar, stimați domni generali și ofițeri, stimate domnule comandor Virgilii Stode, comandantul garnizoanei Bacău, stimați domni veterani de război, dragi militari ai armatei române, preacucernici și preacuvioși părinți, doamnelor și domnilor, locuitori ai Văilor, Oituzului, Cașinului, Trotușului și Tazlăului, dragi români, suntem prezenți astăzi la un moment istoric ce comemorează 100 de ani de la momentul intrării României în primul război mondial, pentru a cinsti memoria eroilor căzuți în această conflagrație, parte din ei fiind înmormântați aici, la poalele munților Carpați, în această mică localitate băcăoană, Poiana Sărată. Pentru acest moment comemorativ s-a întocmit un act ce consemnează jertfa eroilor și recunoștința noastră, precum și actele ce s-au împlinit acum la 100 de ani, căreia îi dau citire prin acest act de comemorare a eroilor căzuți în războiul de reîntregire a neamului 1916-2016. Cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime slăvit, aducem un pios omagiu aici, în localitatea Poiană Sărată, scumpilor ostași, care având credința în suflet și dragostea de neam și glie, s-au jertfit, pierzându-și viața în primul război mondial, pentru unirea și dezdrobirea noastră, pentru libertate, credință și neam. Văzând crestele înverzite ale munților și unduirea apei ce desparte un munte de altul, ai ocazia, trecând prin Poiana Sărată, să mărturisești că mare minune s-a întâmplat atunci când Dumnezeu s-a oprit și și-a golit sacul cu frumuseți în această depresiune din Carpații Orientali, pe Valea Oituzului. Aici s-a întemeiat în anul 1823, printr-o înțelegere între regimentul de graniță secuiesc și 24 de familii de români, acest sat ca un spațiu de graniță între Imperiul Austro-Ungar și România. Această comunitate mică, având oameni vredni și gospodari cu case frumoase, păduri bogate și ape limpezi, s-a aflat în relativ scurta sa existență de 193 de ani în vâltoarea istoriei, fiind marcat de marile evenimente istorice petrecute după înființarea sa. Revoluția de la 1848, primul război mondial, dictatul de la Viena, al doilea război mondial și-au făcut parcă drum special prin acest sat, făcând din el adesea, pentru lungi perioade, un loc al morții, durerii și suferinței. Ca recunoștință pentru jertfa eroilor din războiul de întregire, s-au ridicat în sat, în anul 1930, Biserica Neamului, loc de rugăciune pentru veșnica odihnă a celor căzuți pe câmpul de onoare,
precum și Cimitirul Eroilor, ridicat tot în anul 1930 de către Societatea Cultului Eroilor. La aproximativ 20 de ani de la acest conflict armat, în anul 1935, la inițiativa Asociației Surorilor de Caritate din Război, în organizarea Prefecturii Județului Trei Scaune, s-a desfășurat prima manifestare de nivel național pentru comemorarea eroilor. Anul acesta, la împlinirea 100 de ani de la începutul conflagrației, cu binecuvântarea și implicarea noastră, cu sprijinul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din Ministerul Apărării Naționale, la care s-a adăugat efortul Primăriei Comunei Uituz, al Parohiei și Asociației Sfântul Elie Poiana Sărată, am îmbrăcat în straie noi atât mormântul locotenentului Nicolae Macarie, primul erou rănit și mort când s-a trecut granița la Poiana Sărată în noaptea de 14-15 august 1916, în războiul pentru întrecerea neamului, cât și cimitirul internațional al eroilor în care își dorm somnul de veci 1900 de ostași români și străini. Purtăm astfel în rugăciune noastre numele eroilor și martirilor care au ctitorit edificiul neamului românesc și au apărat demnitatea națională și credința strămoșească, încredințându-și viața în mâinile lui Dumnezeu. Scriem astăzi cu recunoștință o pagină de aur în cartea acestui neam ce a fost răstignit de mai multe ori în istoria sa, dar tot de atâtea ori a știut să învieze. Despre jertfa acestora vorbesc manualele de istorie, monumentele funerare închinate lor, muzeele și bibliotecile ce poartă înăuntru lor, ca pe odoare sfinte, amintirile de neuitat ale unui sacrificiu ce nu poate fi egalat. Comemorarea de la Poiana Sărată reprezintă un semn al recunoștinței noastre pentru faptul că trăim într-o Românie creștină, liberă și demnă, arătând că avem datoria sfântă de a-i purta în gândurile și rugăciunile noastre, de a demonstra prin fapte că idealurile pentru care s-au sacrificat sunt astăzi mediul în care românii își cresc și educă copiii, își mărturisesc credința și își exprimă libertatea de gândire. La acest moment de cinstire, noi, Ioachim din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, sfințim monumentul consacrat eroilor căzuți la datorie în primul război mondial în localitatea Poiana Sărată. Cu acest prilej a fost oficiat în Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia au fost pomeniți ostași români căzuți la datorie și s-au făcut evocări și se fac evocări de către reprezentanți ai autorităților de stat, județene și locale, precum și al unor asociații pentru cultul eroilor și al veteranilor de război. Slavă eroilor neamului! Veșnică le fie pomenirea din neam în neam și în vecii vecilor! Urmează serviciul religios oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, însoțiți de preoții militari și civili. Muzica militară intonează rugă. Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu. Eroi căzuți pe câmpurile de luptă, pe valea Oituzului, a robului lui Dumnezeu Nicolae Macarie locotenent, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Ca Domnului Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Că nu este durere mic în tristare mistosit și viață fără de sfârșit. Domnului să ne rugăm. Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care a dat sfinților săi ucenici și apostoli dumnezeieștile porunci ca să lege și să dezlege păcatele celor căzuți și de la dânsi și noi am primit putere să facem aceasta, să vă ierte pe voi, eroi ai neamului românesc căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea și întregirea neamului românesc, eroul locotenent Nicolae Macarie, cu tot neamul cel adormit, orice ați greșit ca niște oameni pe pământ, cu voie sau fără de voie, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire veșnică odihnă fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor tăi care s-au pomenit, și le fă lor, Doamne, veșnica pomenire. Veșnica pomenire. Veșnica pomenire. Dumnezeu slavă, Părinte a toții formele Dumnezeului Săvăut. Și ai preînchipuit prin iezice din mijlocul raiului de viitoare crucea pe care prea iubitul tău din răstignit a murit și moartea pe moarte a omorât, cel care ai dăruit bisericii tale crucea, armă nebiruită, întărire de credință, nădejde tare de mântuire, dădătoare de viață. Pentru aceea și noi slujitorii tăi care fără vrednicie ne-am împărtășit de harul tău, cel atât de mare, aducând cinstire și mulțumire slave tale, cu smerită închinare, te rugăm, trimite harul preasfântului Duh și căutând cu minunat și la acest care va însemna morții și în cinstea celor care s-au săvârșit
eroi ai neamului nostru în aceste ținuturi și care odihnesc aici și pretutindeni. Binecuvintează și acest sfânt și îl sfințește ca să fie semn puternic și înfricoșător împotriva tuturor dușmanilor celor văzuți și a celor nevăzuți, alungare și îndepărtarea tuturor uneltirilor și ispitilor diavolești. Iar pentru drept credincioșii robii tăi, să fie ajutor, întărire în credință, sprijinire în nădejde, biruință în ispite și în războai și sporire în toate virtuțile. Iar pentru toți cei care se vor închina și vor aduce rugăciunea înaintea acestei cruci, milostivire și bogată dăruitor al tuturor celor cerute de spre mântuire. Și după cum prin cruce ai izbăvit lumea de osândirea păcatului, așa și pe robii tăi, care au făcut cu credință și au înnoit acest mormânt și au pus această cruce, binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Iubindu-te, bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Urmează depunerea de coroane și jertfă de flori la mormântul locotenentului Nicolae Macarie pe acordurile imnului eroilor interpretate de muzica militară a garnizoanei. Din partea Ministerului Apărării Naționale, domnul secretar general Codrin Mântare. Flăcăii, cu arma în mână ca și altă dată. Și n-a pricul foc în miezul văpăii și bravul meu tată. Aici, la Oitus, mai dăi nu e încă un freamă de stânci pe lespedea rece, vibrând îndelung porunca cea sfântă, pe aici nu se trece. Aici la Oitus mai caut mormite și câmpuri de cruci pe adânci așei și toate sunt dar aduce la minte de vise păpei. Nu plânge, maică Românie, că am să mor neîmpărtășit. Un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare. Ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Știm cu toții ce ne așteaptă, sus spre Domnul mâna dreaptă, ridicați-o de-aș... pentru scumpa noastră lege, pentru neam și pentru rege, toți cu o inimă și un gând. Columbale la Oitus! Numai cântec de obuz, de recruții tinerei, este vai și amar de ei. Fac instrucție îndată și pe haloși urcă în groată. Până seara ei sunt morți într-o groapă puși cu toți. Mama află vesterea, dar nu știe că ta stă cernită la altari cu gândurile militare.
a acțiunii de luptă din noaptea de 14-15 august 1916, echipați în uniformele militare ale vremii. Asociația Tradiția Militară. Veți vedea câteva mânuiri de armă după regulamentul militar din anul 1916. Veți vedea cum se depunea jurământul militar. Pluton! La umăr! Pentru onor înainte! La umăr! În companire! Secția 1, în companire! La umăr! La mână! La umăr! Sub brațul stâng! Aceasta era poziția de onor funerar. Așa s-a dat onorul cortegiului funerar al regelui Carol I în anul 1914. La umăr! La picior! Pe loc repaus! Detașamentul pentru scrima cu arma. Sus armă, un pas înainte. Marș! La intervale duble. Vaniați! La stânga răriți. Marș! Veți vedea un exercițiu de scrimă cu arma. Neavând adversari aici, nemții au plecat, ungarii au plecat, deci vom face exercițiul numai noi. Spre apăra. Re! Îndoită trecere înainte, dublă paradă, împungeți și cu piciorul stâng loviți. Marș! Un pas la dreapta, la stânga aparați, cu piciorul drept și cu patul înainte loviți. Marș! Un pas la stânga, jos parați și cu patul lateral loviți. Marș! Un pas îndărat, în genunchi, la cap, parați și împungeți. Marș! Contra cavalerii, la cap, parați și împungeți. Marș! Contra cavalerii... Aruncați voltă și... Cu sabie! Salt, voltă și împungere repezită. Marș! Cu patru sus loviți. Marș! Doi pași înainte, repeziți și împungeți. Marș! Vezi? În formație. Marș! Acum veți vedea cum se depunea jurământul militar în anul 1916. Plodon, drept! La umăr! Spre jurământ! Pentru jurământ înainte! Rostiți după mine! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! În numele lui Dumnezeu Atotputernicul! Jur! Credință regelui nostru Ferdinand I! Credință regelui nostru Ferdinand I! Supunere legilor țării! Supunere legilor țării! Și îndatoririlor militare! Și îndatoririlor militare! În orice ocaziune! În orice ocaziune! În timp de pace și în timp de război! În timp de pace și în timp de război! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Repți! La umăr! Ostași, ați depus jurământul militar! Vă felicit! Servim patria!
Demonstrația Asociației Tradiția Militară s-a terminat. Vă mulțumim! Dragi cetățeni ai Comunei Poiana Sărată, ceremonialul militar și religios din curtea Bisericii Neamului s-a încheiat. Urmează defluirea către cimitirul eroilor, în următoarea ordine. Gardă drapel, plutoane militari, muzică militară, copii în costumele populare, oficialitățile participante, soborul de preoți și locuitorii de pe văile Otuzului, Trotușului și Tazlăului. Vă mulțumesc! Festivitatea se va desfășura după cum urmează. Sosirea oficialităților, intonarea imnului de stat al României, intonarea imnurilor naționale ale Austriei, Germaniei, Ungariei, Federației Ruse, Turciei și României, concomitent cu înălțarea drapelelor pe catarg. Alocuțiunea primarului localității Oituz, redezvelirea monumentului central, oficierea ceremonialului religios, alocuțiuni ale oficialităților, depuneri de coroane și buchete de flori la monument, defilarea gărzii de onoare. Se intonează imnul național al României.
locuitorilor comunului Tuz, mulțumesc înalt preasfințului Ioachim, arhiechipiscopului Romanului și Bacăului, ca inițiator al acestei manifestări, tuturor celor care au contribuit la reușita acesteia. Ne cinstim eroii neamului, aducem primosul nostru de recunoștință pentru jertfa lor. Îl rugăm pe Domnul Dumnezeu să lumineze conducătorii popoarelor pentru prin întâmplarea unor noi războaie. Închei cu aceste gânduri către eroii neamului. Vitez ce a scăzut pentru țară, ostași ai credinței soldați, oriunde morminte voi stați, vă fie țărâna ușoară. Vă mulțumesc! Îl invităm pe secretarul de stat al Departamentului Centenar, domnul Florin Daniel Șandru, și secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, domnul Codrin Dumitru Munteanu, să redezvelească monumentul eroilor. Urmează serviciul religios, oficiat de înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, însoțit de preoții militari și civili. Muzica militară intonează rugă pentru oficierea slujbei religioase de resfințire a monumentului. Întărește brațul comandanților ei, iar pentru rugăciunile Sfântului, Preasfântului, Preasfintele Sfântoare de Dumnezeu și Curarea Fecioară Maria, ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare, ale tuturor și binecuvintează, se sfințește monumentul acesta prin stropirea cu aceasta apă sfințită în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Să luăm aminte! Se sfințește monumentul acesta prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Să luăm aminte! Sfințește monumentul acesta unde odihnesc eroii căzuți pe aceste locuri în războiul din 1916-1919,
prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Cu zi-ți odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, robilor tăi. Cu ale sfinților, măriților, întrutul odaților, apostole ale sfinților, măriților, bunilor, biritorilor, mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri, cu ale Sfântului Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele adormiților, robilor săi, eroi ai neamului românesc, în corturile drepților să le așeze, în sânul lui Avram să odihnească cu dreptul să-i numerea pe noi, să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Și noi să ne trăim cu el.